producătorii autohtoni au început să exporte primele caise moldovenești. În acest an, livrările au întârziat deoarece fructele s-au copt cu 2 săptămâni mai târziu, iar din cauza ploilor puternice, recolta a fost afectată. Iurie Țurcan administrează 8 hectare de livadă, unde are 4 soiuri de caise. Primele fructe au fost culese acum 1 săptămână. Am avut o perioadă mai dificilă, a fost frigă, adică am avut temperatură optimă în perioada lunii mai. Din cauza dată, adică avem o întârziere de recoltare, nu este calibru mărimea fructului pe care ne-am dorit-o noi. Este puțin o leacă mai mică din cauza frigului și precipitațiilor care am avut. Chiar dacă roada este bogată, gustul fructelor e diferit față de alți ani. La momentul actual este din cauza ploilor și frigului care am avut, adică suferă gustul fructul din continent că nu are dulceața, nu s-a acumulat dulceața necesară de la soare. Cauza ploierea este excesivă, începe a strica caisă, fructul, apare pata neagră pe dânsă. Totuși, față de anul trecut, în acest an recolta este mai mare. Caisele pentru export au un regim special, iar fiecare țară are propriile condiții. Pentru Federația Rusă, toți cere să fie mai coapte, mai roșii. Pentru Uniunea Europeană, adică puțin mai verzi. Iar riscurile pentru recoltă nu au trecut. O ploaie cu grindină ar putea distruge totul în 10 minute.